onorată audiență, mă bucur foarte mult că ați reușit totuși să veniți astăzi la universitate, chiar dacă timpul e un pic mai friguros decât cel care a fost acum o săptămână în urmă. Ne cerem scuze că la ședința solemnă a Senatului formatul a fost cel online, dictat de condițiile pandemice, nu a depins de noi această situație. Și totuși trebuie să ne asumăm această responsabilitate să menținem astăzi cumva distanța, dar să trați în posesie acelor distincții, fie simbolice, dar au venit din inimă, pe care le-am decernat în ședința solemnă din data de 12 octombrie 2020, atunci când am sărbătorit toți împreună 75 de ani de la fondarea instituției noastre. Nu am să vă țin mult cu alcuți mâini lungi, pentru că ne-am spus multe cuvinte de felicitare în acea ședință de luni, exact o săptămână în urmă, cu regret. Am promis atunci că vom face tot posibilul să ajungă distincțiile până la fiecare și am întins-o tocmai o săptămână, dar sper că așteptarea s-a meritat și cei care nu au reușit să vină și nu au avut posibilitatea să vină astăzi, unii cu regret sau cam îmbolnăvit, domnul profesor Topală m-a rugat să transmit tuturor sincere felicitări cu evenimentul de astăzi, cu decernarea, dar a spus că nu se simte bine și a plecat acasă mai repede. Unii din colegii noștri nu au reușit să vină pentru că locuiesc în afara municipiului Bălți, alții au o vârstă. Noi, ca să fim sinceri, ne-am și propus, chiar având atâta mijloace de transport la universitate, să încercăm să-i aducem pe unii cu transportul universității aici la noi, pentru ca să ne bucurăm cu toții de o revedere cu personalitățile marcante care, într-adevăr, au creat, au construit numele, bine l-au clădit prin efort, prin dăruire, prin dedicație numele instituției noastre și ne-am fi bucurat foarte mult dacă ar fi acceptat să vină. Dar cu regret, nici chiar dacă le-am zis că îi aducem aici la noi, încercăm să-i protejăm și ulterior îi ducem acasă, nici așa n-au acceptat, din motive de sănătate, evident, nu din motive de alt motiv. Poate dacă nu era acest context pandemic, într-adevăr simțeam acel flor de sărbătoare mai mult decât cel care s-a resimțit. Și totuși vă rog foarte mult să acceptați astăzi într-o format așa mai neobișnuit pentru noi, înmânarea diplomelor și cristalului de recunoștință, chiar dacă domnul Popa a spus că n-a fost chiar inspirat denumirea asta de cristal de recunoștință, dar a fost o discuție mai largă pentru cei care poate nu cunosc cum s-a născut ideea, într-un caz mai larg, într-o ședință comună a Consiliului de Administrație cu managerii subdiviziunilor, am decis să instituim acest cristal recunoștinței, cristalele de vedete aranjate aici atât de frumos în sala noastră polivalentă și diploma în semn de înaltă apreciere pentru tot ceea ce înseamnă activitatea dumneavoastră la noi în universitate. Țin să remarc că pentru desemnarea sau decernarea acestui cristal al recunoștinței, sigur că a contat și recomandările colegilor din catedre și facultăți, dar în linii mari a fost o decizie luată la nivel de rectorat pentru a aprecia munca și practic valoarea pe care au adăugat-o managerii subdiviziunilor și, cum spunea domnul Anatol Muraru, întemeietorii, practic, a instituției noastre. Dacă nu vă supărați și permiteți, aș trece direct la înmânarea acestor distincții simbolice. Nu ne putem strânge mâinile pentru că nu ne permit regulile de
de astăzi, cu regret, trebuie să respectăm și această cerință. Putem doar să ne atingem pumnul sau cotul, cel puțin asta este permis astăzi. Este destul de complicat să ne adaptăm acestor cerințe noi epidemiologice, realmente, dar se pare că încetul cu încetul ne vom obișnui. Putem numai să nu ne distanțăm și ulterior, va fi foarte greu să ne apropiem înapoi, pentru că va rămâne acel sentiment de autoprotecție care trebuie cumva să dezvoltată noi în această perioadă de timp. Eu voi nominaliza din nou pe toți cei 40, pentru că să nu ne scape vreunul, nu am făcut apelul atunci când ați intrat pe lista de înregistrare. Și oricum, cred că e bine, încă o dată în plus, citim lista completă a celor 40 de deținători a cristalului de recunoștință. Textul dumneavoastră îl cunoașteți, dar eu am să-l citesc, pentru că l-am citit atunci când am citit ordinul, dar îi voi da citire numai textul general, pentru că toate cele 40 de diplome, în linie mare, au același text, în sens că diploma de excelență celor 40 de ținători ai cristalului recunoștinței se discernează în semn de înaltă prețuire și recunoștință pentru muncă prodigioasă, performanțe remarcabile în activitate didactico-științifică, măestrie profesională, contribuție substanțială în dezvoltarea instituției și cu ocazia aniversării a 75 de ani de la fondarea Universității de Statele Coruso din Wales. Desigur că prima diplomă care am deschis-o este bunul și fidelul meu ajutor în tot ceea ce înseamnă activitatea de astăzi a instituției noastre. Este o doamnă care își dedică tot timpul și toată energia și are un sector foarte complicat de condus, doamna prim-prorector Lidia Pădureanu. Următoarea diplomă de excelență merge către o altă doamnă care are de asemenea de condus un sector destul de complicat, mai bine zis două sectoare, doi în unul, cel de activitate științifică și cel de relații internaționale, dar care pe parcursul istoriei universității noastre a contribuit enorm la tot ce înseamnă înființarea programelor noi, programe de pionierat, am spune eu chiar, cel de asistență socială, chiar a fost unul din întemeitorii programului de asistență socială pentru Republica Moldova, din câte cunosc eu, și evident contribuții semnificative în fondarea și dezvoltarea programului de psihologie. Diploma de excelență se discernează doamnei Valentina Prițcan, prorector pentru Universitatea Științifică și de la Asimile Naționale. Și cristalul, vă rog. Stimați colegi, onorată, mândrită de aceste apreciere aduse de doamna rector, dar vin cu mesaj de gratitudine către predecesori, către cei care din 45 până în 2020 au consolidat aceste sectoare prin management inovativ, eficient, dar și pentru cei care, prin contribuții non-manageriale, au consolidat aceste sectoare semnificative
pentru universitățile competitive. Vă mulțumesc! Următoarea diplomă de excelență, așa este ordinea, merge către un domn care și astăzi are o responsabilitate enormă, mai ales în sensul tot ce înseamnă COVID și măsurile de protecție, pentru că, în principiu, are de gestionat un sector foarte complicat, aș spune eu, cel administrativ gospodăriesc, un sector în care fluxul de personal este atât de mare încât este destul de greu să coordonăm toată activitatea și mai mult deficitul de personal este cel care ne deranjează și ne doare în acest moment, ținând cont de salariile din această sferă de activitate, clar că puțin atractive pentru cei care ar dori să-și găsească un loc de lucru. Și totuși, și în aceste condiții e destul de dificile, consider că își onorează obligațiile destoine, o coechipier de încredere, o persoană care reușește să ne asigure pe noi pe toți cu acele condiții de lucru și de activitate aici în universitate pe care ne le dorim. Sigur că în măsura posibilităților și alocațiilor bugetare, dar m-am bucurat foarte mult când am auzit în sfârșit, am achiziționat scaune pentru catedra de literatură și presupun că insistența a fost tot a domnului prorector să îndeplinim și acest obiectiv în acest an. Domnul prorector Anatolie Ceban. Pavel Topalăr, care nu este astăzi cu noi, dar ne-a transmis un cânt bun și noi, la rândul nostru, îi mulțumim pentru activitatea din instituția noastră și îi dorim multă, multă sănătate ca să-și revină în forță și în formă cât mai repede posibil. Ludmila? Următoarea diplomă de excelență merge către colega nostru care are o contribuție extraordinar de mare în tot ceea ce înseamnă facultatea de litere, cu activitate managerială impresionantă și în funcție de șef de catedră și în funcție de decan și în funcție de director a școlii doctorale filologie. Un scriitor de excepție care în ultimul timp are în obicei să ne bucure pe toți cu postările pe rețele de socializare și ne bucurăm foarte mult pentru aceasta. Cel care a reușit acreditarea unor programe de studii la care eu mi-am făcut emoții mari, dar nu trebuia să mi le fac domnul profesor Nicolae Leacu, pentru că cu Prio mereu ați reușit să vă depliniți toate cele asumate și mă bucur foarte mult să vă înmânez acum acest cristal al recunoștinței și diploma. Ceea de a conduce cu organizația sindicală a tuturor colaboratorilor noștri și mă bucur foarte mult că chiar dacă inițial, acum câțiva ani, parcă nu știu de ce, organizația sindicală și conducerea erau, n-aș zice cuvântul ăsta, pe baricade, dar în orice caz, întotdeauna
aveam de colaborat împreună pentru a asigura condițiile cele mai bune pentru toți angajații noștri, care mă bucură, deși nu pot întotdeauna să facem față la acele solicitări pe care le are organizația sindicală, ca de exemplu solicitarea de a premia toți angajații noștri, cel puțin cu ziua pedagogului sau cu ocazia aniversării universității. Și chiar dacă domnul Anatol Moraru știe care va fi răspunsul, pentru că nu depinde de noi, depinde de acea lege care o avem în țară, acea stare de urgență care nu permite alocarea celor premii, domnul Moraru oricum insistă și își face datoria cu viu. Mai nou, directorul Colegiului Pedagogic, Ion Creancă, cu o experiență foarte bună, pentru că numele colegiului trebuia redobândit după acea pauză pe care am avut-o noi, și admiterea din acest an a fost una foarte bună la colegiul, ceea ce înseamnă că colegiul nostru a avut o activitate foarte bună pe parcursul anului precedent și evident se datorează conducerii colegiului domnului Moraru, domnul Anatol Moraru. Mulțumesc primului colegiul de dăcere pentru m-au făcut pentru și frumos. Și mulțumesc corurilor care au luat această decizie pentru inspirație. Mulțumesc universității, pentru că, de fapt, asta ar însemna viața mea nepatetic vorbind și toată lumea să fie sănătoasă și să se bucure de această instituție care înseamnă extraordinar pentru noi. Mulțumim! Sigur că atunci când prezentăm instituția noastră, mereu toți ne treabă câte facultăți aveți, câte facultăți. Și eu încerc să-i convinc pe toți că nu numărul facultăților contează, contează ce se întâmplă în cadrul acestor facultăți. Astăzi, la 75 de ani, instituția noastră numără 4 facultăți. Dar domeniile de cercetare, domeniile pe care, sau specialitățile noastre pe care le avem în oferta educațională cuprind un spectru foarte larg de domenii și înțelegem că nu le este deloc ușor decanilor să gestioneze procesele, mai ales dacă ne referim la ultima perioadă, ani de studii grei, ani în care trebuia de acreditat programele de studii pentru prima dată cu o agenție nouă care și ea era creată pentru prima dată cu cerințe de studii înalte, cu exigențe înalte, cu problema gestionării tuturor proceselor din facultăți în perioada pandemică, pentru că n-a fost deloc ușor să organizăm formațiunile de studii, studenții din învățământul cu frecvență, cu frecvență reduse, masteratul, să ne pomenim peste noapte cu ordinul ministrului că suntem parte de ei, noi ne fiind pregătiți pentru acest lucru, ne fiind pregătiți pentru perceperea taxelor în regim distanță, pentru multe, multe lucruri. Și vreau să vă spun că toți cei 4 decani ai noștri au fost la înălțime, au fost decani de încredere atât pentru colectivele de cadre didactice, cât și pentru studenți. Diploma de excelență, dar nu știu de ce nu ne-am obișnuit cu ordinea cronologică a facultăților la noi, astăzi un pic ușor s-a schimbat, merge către doamna Ina Ciobanu, decanul Facultății de Științe Reale, Economice și ale Medicului. Deloc ușoară, cu un specific aparte, cu număr mare de studenți
studenți, parte din noi cei aflați la distanță, la frecvență redusă și studenții de la master, un pedagog de excepție, pentru că cei ce am observat în toate activitățile care le organizăm, patru facultăți, la Facultatea Științele Educației, Psihologiei și Arte se simte specificul facultății în tot ceea ce face decanul și asta ne bucură foarte mult. Vă mulțumim, doamna Lora Ciobanu, pentru modul cum organizați procesele în facultate, pentru toată contribuția pe perioada lungă și prelungată dezvoltării instituției noastre pentru dezvoltarea facultății. Nu are doar facultate,
specialitatea drept, dar știe să îi împace bine pe toți, și cu cei de la asistență socială, și cu cei de la științele educației chiar. Realmente nu plăcește cu emoții, pentru că universitatea de profesori este o instituție care mi-a deschis calea mea și mi-a oferit tot ce am văzut la asistență. Aici m-am format ca specialist, ca cadru de dar. Aici, în principiu, datorită acestei instituții, mi-am luat doctorat în anul 2003. Aici mi-am întâlnit soție și vreau să ne întâlnim peste mulți ani în aceeași concurență și la 100 de ani de la fundarea acestei instituții. Deci vreau la ea să prospere pe viitor, pentru că aici o să vedeți și copii. Este un scop pe care deja vreau să vă mulțumesc. Felicitări pentru voi! Domnul rector Popa face citații pentru campania de admitere care urmează deja începută. E bine, următoarea diplomă de excelență va merge către domnul Valeriu Capac, cu contribuții foarte multe în activitatea instituției noastre, cu o perioadă de conducere a instituției, fiind rector interimar în perioada anilor 1985-1986, cu crearea și, practic, fondarea specialității informatică aici la noi în instituție, cu acele recomandări didactice de care se conduc foarte mulți colegii noștri din capitală și în privința evaluărilor, evaluarea prin teste și multe, multe alte contribuții și neapărat îi vom transmite această diplomă și cristal. Știu sigur că am discutat și trebuia cineva de copii, de băieți să aibă grijă să ajungă domnul Capac aici în sală la noi, dar se pare că au o deficiență tehnică cu locul de transport. Recent, cred că poate vreo jumătate de an în urmă, discutând cu unul din foștii prorectori a instituției noastre, cu domnul Valanici, tot ne spunea că ei și nou mi-a fost greu, dar acum vremea e foarte grea, nu știu cum de mai aveți energie și puteți să rezistați. Eu totuși cred că ușor în funcția director n-a fost niciodată și nu i-a fost niciodată nimănui. Diploma de excelență și cristalul de recunoștință vine în primul rând pentru activitatea directora instituției noastre către domnul Eugeniu Plocotniuc și multe, multe aprecieri care le vedeți aici. Sunt convinsă că și dumneavoastră nu v-a fost deloc ușor și fiecare în primul rând a făcut față provocărilor timpului, pentru că fiecare perioadă are provocările ei și ne bucurăm că și ne mândrim cu faptul că ați fost directorul instituției noastre. Mulțumim mult de tot! Dragi colegi, eu am cinstea, am onoare să vă prezentează dumneavoastră și vă mulțumesc pentru ceea ce v-ați spălat tot timpul ăsta și ați fost prima. Mulțumesc și vă doresc mult multă sănătate, succes și viitor frumos. Iar conducerii îmi doresc o mână tare, o minte clară și o inimă. Vă mulțumim, vă mulțumim mult de tot. Domnul Plocotniuc, decanul meu, eu așa simt și îl cunosc, în primul rând, ca decanul facultății la care mi-am făcut și eu studiile. Următoarea diplomă de excelență merge către un alt domn de excepție, rectorul universității noastre, către domnul Gheorghe Popa, profesor universitar, doctor habilitat, care ne bucurăm noi, că a dăruit instituție și mulți doctori în știință, ceea ce este extrem de important, o muncă deosebită și a reușit să le îmbinați pe ambele, să conduceți universitatea și formați în același timp discipoli. Vă mulțumim mult! Deci, am ajuns la mintea vârsta când știm suficient, da? Ca să mă rog pentru sănătatea domnilor voastre de a avea parte în multe gesturi de recunoștință. Las fii și cristală. Și doi, văd că acolo v-ați regretați că nu a venit transport.
Vă rog, organizați transport pentru cei care sunt prezenți în această sală, pentru că nu știu dacă vor ajunge acasă. La mulți ani! Domnul rector, dumneavoastră, în stilul tradițional, e într-adevăr o masă destul de modestă, că am înțeles eu, că am împătropat eu dumneavoastră. Nu ne-am propus să facem o masă de sărbătoare astăzi, ca să nu... Bine, în primul rând avem acele restricții pe care trebuie să le respectăm. Următoarea diplomă de excelență este discernată tot unui rector a instituției noastre, care la fel a reușit să îmbine activitatea în calitate de rector cu formarea discipolilor și a dăruit instituției o pleiadă de doctori în știință care astăzi urmează, de fapt, activitatea și calea domnului profesor Ion Gagim și îi decernăm că multe, multe merite sunt scris aici. Noi, sincer și din suflet, din inimă, decernăm cu cuvintele de gratitudine pentru activitatea care a făcut o calitate directora instituției noastre, șef de catedră și decan și multe, multe ați reușit în parcursul anilor să le încercați și destoinic să le repliniți. Mulțumesc frumos, stimată doamnă, stimați colegi, pe care de noi, pe care diferite mențiuni, distincții, premii, diferite nivele. Dar cel mai apropiat, cel mai cald este cel de acasă. Și la propriu, și la figurat. Și eu vă spun cu toată sinceritatea. Eu, mai mult de două, trei din viața mea, e aici, în universitate. Chiar mai mult de două, trei, acum calculați. Aici a absolvit toată familia mea, și în prezent învață, și fiica, tovară, și nepotul, de la Chișinău, a venit aici să studieze. Că au zis, nu știu cum așa, prin... Că zice, ce, au simțit prin mine ceva, că ceva e ce se face, deosebit la mulți. Așa că la mulți ani cu lor, multă sănătate și la mulți ani o sară, mai mulți, mulți ani mai mulți. Mulțumesc! Următoarea diplomă de excelență este decernată prin proiectul instituției noastre, decanului Facultății de Tehnică, Fizică, Matematică și Informatică, de FMI, cum îi spuneam noi cândva. Ulterior e organizată și cu alte denumiri cunoscută astăzi, dar cu regret domnul Balanici nu a putut să vină să ridice cristalul recunoștinței astăzi și vom face tot posibilul să ajungă până la dumnealui deja un picușor mai târziu. De asemenea, nu văd aici în sală deținătorul următorului cristal al recunoștinței, domnului prorector, domnului Mihail Rumlianski, care aștepta atât de mult conectarea la acea ședință video și cu atâtea emoții. Și ne-am bucurat foarte mult că această oportunitate de conexiune online, în unele cazuri, ar fi o soluție totuși de a aduce oamenii mai aproape de noi. Cu părere de rău, nu a putut veni astăzi pentru a-i se înmâna cristalul recunoștinței, dar cu siguranță vom face tot posibilul să ajungă până la domnul prorector, domnul Rumlianski. Cu regret m-a anunțat doamna Negară că nu se va prezenta pentru înmânarea diplomii domnul Valeriu Guțan, prorectorul nostru pentru învățământul cu frecvență redusă, cel care eu personal mi-l amintesc un om extrem de eficient și atunci când am fost secretar responsabil adjunct în comisie cu domnul profesor Neagu, în calitate de secretar responsabil, mi-am amintesc că mă ajungeam dimineața la ora 7 la serviciu, la comisia de admitere și domnul Guțan deja suna, fiind în birou, să-mi spună, ia uite în documentul X, ai două spații libere în loc de un spațiu, cumva un interval între cuvinte mai lung decât celălalt, cu exigențe maxime față de el și față de toți celălalt, care a contribuit semnificativ pentru creșterea calității în instituția noastră, dar cu regret n-aș anunța că nu va putea veni astăzi.
Următoarea titlu merge exact către șeful meu, comisia de admitere. Nu mai ținite, domnul Neacu, când a fost asta, de mult, tare de mult, către prorectorul nostru pentru învățământ cu frecvențe reduse, pentru formare continuă, care eu mi-aduc aminte cât de mult insista domnul Neacu mereu și spunea: hai măcar voi, cei de la informatică, faceți cursurile astea de formare la distanță și ne convingea că e bine și că avem potențial și că putem face acest lucru. Cu regret, pandemia ne-a învățat toți să lucrăm la distanță și n-am făcut regret, n-am făcut față atunci tuturor provocărilor și mi-aduc scuze publice pe această cale. Domnul prorector Gheorghe Neacu, vă conferim diploma de excelență și de statul recunoștinței cu facultatea dumneavoastră. Și docan, facultății cu trie, multe, multe, multe merite, evident, foarte multe merite. Astăzi, atunci, toți au foarte multe merite. Mulțumesc foarte mult pentru distinția respectivă. Mulțumesc, în primul rând, celor care m-au ajutat parcursul anului în calitate de manager, dar și celor care uneori formulau anumite sugestii și nu numai în cadrul universității. Eu servesc în continuare Universitatea Recunoscută din Bălți, în așa fel încât se depășesc cei 43 de ani, eu nu sunt 43, eu eroare, 41, sunt din 1 decembrie 79. Mult sănătate tuturor! Eroare tehnică, dar încă o dată în plus ne convingem că atunci când colectăm datele trebuie să fim mult mai atenți. E contextul, o spun în contextul acelei finanțări de care ne vom bucura cu toții sau ne vom întrista de la anul nou încolo. Ne trebuie să prezentăm multe date și tot verificăm și reverificăm diferite metode să ne convingem că datele sunt cele corecte. Și odată în plus, domnul profesor Neacu ne-ați atras atenția că nu strică, știți cum, nu degeaba, de 7 ori să măsori și odată să stai, cam asta ar trebui să facem și noi, prin că e diferit. Vă mulțumim mult! Următoarea diplomă merge către Simeon Nicolae Băncil, bine și șefa catedrei și prodecan de cantor. Nu mă opresc la toate meritele pentru că sunt scrise și pot fi citite. Deci avem această diplomă pentru toată activitatea, pentru toată contribuția, pentru facultatea de discipline tehnice, pentru specialitate, dar în special pentru activitatea în calitate de prorector, pentru activitatea didactică, pentru o perioadă destul de lungă și cred că când eram eu studentă, tot prorectorul pentru activitatea didactică era domnul Simeon Băncil. Cu regret, starea de sănătate nu i-a permis să vină astăzi aici, dar s-a bucurat și a transmis un cuvânt de gratitudine către întreaga comunitate academică universitară. Următoarea diplomă de excelență se decernează doamnei prorector Maria Șleftițchi, care a fost cu noi în ziua de 12, acum o săptămână la distanță. Cu regret, nu a putut să se alăture astăzi pentru a primi cristalul recunoștinței, dar cu siguranță că îl vom transmite cu cuvântul de cuvintele de gratitudine pe care le merită pentru activitatea și în calitate de decan a facultății și în calitate de prorector. Următoarea diplomă merge către un alt prorector pentru activitatea de cercetare, pentru șeful Catedrei de Economie și decanul Facultății de Economie, doamna Lucia Ciumac, care nu a luat personal legătura, nu știu de ce, nu a reușit să vină, dar probabil că în contextul pandemic călătorim mai greu chiar în limitele aceleiași țări și neapărat îi vom transmite diploma și cristalul. Următoarea diplomă de excelență merge către, iată, sperăm că aici nu am greșit, pentru că a rămas impresionată Ludmila atunci când completa slide-urile către o doamnă cu activitate de 54 de ani în instituția noastră, într-adevăr o perioadă foarte lungă către doamna Dinastici. Ne pare rău că nu a reușit să vină astăzi pentru a primi acest mic simbol al recunoștinței.
pentru meritele care le are în tot ce înseamnă facultatea de filologie, pentru o perioadă de studii îndelungată a stat la cârma acestei facultăți, dar și pentru specialitatea de limbă și literatură rusă. Chiar sâmbătă am discutat cu un student actual al nostru, student la frecvență redusă, care îmi spunea că ține neapărat să mulțumească pentru acele ore de limbă și literatură rusă. Este studentul în specialitatea limbă și literatură rusă la frecvență redusă și era absolut încântat de acea atmosferă care domină la ore și probabil că ea se ține încă din perioada când cu facultatea conducea doamna Dinastici. Următoarea diplomă de excelență merge către un alt decan al facultății de litere, către doamna Ala Sainenko, și sperăm că atunci când dumneavoastră va avea o cale spre Bălță, și mai greu, pentru că dacă venea la noi pe urmă două săptămâni, cu siguranță trebuia să fie pusă în izolare și așa numită carantină, și înțelegem de ce nu a reușit să vină, dar oricum nu am putut să omitim acest nume, pentru că doamna Sainenko, într-adevăr, a contribuit esențial la tot ce înseamnă facultatea de litere, la tot ce înseamnă catedră de limbă română, cu poziția verticală pe care a avut-o mereu, cu acea obiectivitate și principii și valori în plin sens al acestui cuvânt. Următoarea diplomă de excelență merge către o colegă de-a noastră care a condus o perioadă de studii îndelungată în facultatea de economie cu contribuții esențiale în dezvoltarea acestei specialităților economice și îmi aduc aminte perioada în care doamna Ala Trusevici conducea facultatea. Erau între 8-12 grupe paralele la științele economice, acum rămânând doar câte 3. Cu părere de rău, n-a fost deloc ușor perioada în care facultatea nici nu și-avea blocul de studii și trebuia să fie organizată întreg procesul și a reușit să-l organizeze la înălțimea. Este mai simplu să înmânăm diploma doamnei Trusevici pentru că activează și acum în cadrul instituției noastre. Următoarea diplomă de excelență merge către un fost decan a facultății de drept, către domnul Vecislav Pânzar, pentru tot ce înseamnă contribuția pentru dezvoltarea programelor în domeniul dreptului și înmânăm diploma domnului decan. Și sperăm că îi veți transmite și cuvintele noastre de gratitudine. Următoarea diplomă de gratitudine merge către o altă colegă de-a domnului Rusu, poate mai faceți o cale până la noi, domnul Rusu, pentru că următoarea diplomă merge către doamna Elena Potna, șefa catedrei de drept, care cu mare dăruire de sine și maestrie a condus catedra de drept în perioada de studii dificilă și acum contribuie la formarea specialiștilor în acest domeniu. Doamna Udinoca, credeți că este următoarea. Aveți o intuiție perfectă, înmânăm diploma de excelență și doamnei Udinoca, actuala șefa catedrei de drept, fost și prodecan al acestei facultăți. Diploma de excelență se decernează unei doamne, după cum am și auzit astăzi deja cuvinte de recunoștință din partea actualului decan al facultății, doamnei Maria Peripeacu, pentru tot ce înseamnă formarea specialiștilor la Facultatea de Știință al Educației. Dumneavoastră ați stat la baza, la fundament, respect în cazul dumneavoastră, n-am greșit, sunt 44 de ani să veniți aceste instituții. Mulțumesc, sănătate, vă mulțumim! Onorată asistență, stimați colegi, stimat doamnă rector, vă mulțumesc mult pentru o apreciere, fiindcă într-adevăr în universitate 44 de ani activez, dar de prima sunt toți 50. Deci vreau să mulțumesc colegilor care m-au susținut permanent atunci când am activat în diferite echipe.
și cu doamna Prițcan și cu doamna Stupacincu, Dumnezeu să ierte. Și ne-am reușit, cred că, multe lucruri bune. Însă ceea ce am obținut astăzi, eu vreau să dedic copiilor mei, care știu că permanent am fost ocupată. Și grație faptului au crescut independent, s-au realizat în viață desine stătători, de aceea vă mulțumesc încă o dată tuturor și multă, multă sănătate! Vă mulțumim mult! Următoarea diplomă de excelență se decernează doamnei Margarita Titelea, o doamnă de excepție care probabil că ar trebui să recunosc și evenimentul de astăzi datorează insistenței doamnei Titelea de a organiza acest moment festiv, cea care conduce Filarmonica pentru copii, niciodată nu cedează și a contribuit esențial în tot ce înseamnă arte și educație artistică la noi instituție. Doamna Titelea, mulțumim și felicitări! Mulțumesc, colegi! Când trebuie să culeg aceste frumoase distincții pe care le-am primit deja 3 la numărul în această toamnă, nu deja vă se zice că toamnă se numără bobocii și sunt nespus de mândră că reprezint această universitate și la nivel național și la nivel internațional. Aici m-am căsătorit, aici am născut copii, aici lucram când mine s-au născut nepoții și mă simt încă tânără și plină de energie pentru ca să vă facem măcar puțin să zâmbiți în această perioadă nu simplă. Și dacă îmi permite, doamna rector, să amintesc că vă invităm cu mult drag sâmbătă la orele 18:30 de minute la teatru, unde se va da un spectacol de excepție pentru colaboratorii universității și, nu în primul rând, pentru acei care au luat acest frumos premiu. Nu vă supărați, doamna rector, că am spus-o pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Diploma de excelență se decernează doamnei Nina Sacaliuc pentru activitatea pe care a avut-o în instituția noastră și în funcție de prodecan, și în funcție de secretar științific la facultate, dar probabil în tot ceea ce înseamnă toate programele din cadrul facultății de astăzi, pentru că ați contribuit la consolidarea, la modernizarea și la educarea unei generații excepționale de profesori. Felicitări! Stimată doamnă rector, stimați dragi colegi, desigur că am emoții. Mulțumesc pentru stima, respectul, recunoștința pe care o simt. Mulțumesc universității, deoarece aici mi-am făcut studiile, aici m-am format ca personalitate, aici am crescut profesional. Țin să-i mulțumesc regretatului soțului meu, care mi-a creat toate condițiile stres din punct de vedere științific. Mulțumesc copiilor care mă susțin. Viața mea a fost, este și va fi universitate. Mulțumesc! Următoarea diplomă de excelență se decernează tot unei doamne, șefa Catedrei de Psihologie, care contribuie esențial și, de fapt, cea care s-a învrednicit pentru cristalul calității din partea ANACEP-ului în acest an pentru specialitatea psihologie acreditată la cel mai înalt nivel și apreciată de ANACEP cu această distincție. Doamna Prețean, vă felicităm! Stimată doamnă rector, onorat public, dragi colegi, sincer să vă spun, când s-au perindat felicitările până acum și toate distincțiile și am văzut câți ani au lucrat alții, eu am înțeles că eu încă am lucrat foarte puțin în universitate. Mulțumesc! Eu vă mulțumesc din suflet pentru apreciere, vă mulțumesc pentru recunoștință, vă mulțumesc că întotdeauna am simțit că am fost susținută, am fost înțeleasă. Mulțumesc din suflet, e clar, și familiei mele, care la fel mi-au creat condiții ca să cresc și profesional și științific și acum sunt alături de mine. Mulțumesc din suflet,
Vă doresc multă sănătate, aveți grijă de voi în perioada aceasta dificilă pentru noi toți. Și vreau să vă asigur că cât e dificilă nu ar fi, au mai fost perioade dificile, o să ieșim și din asta, neapărat. Important este să menținem în suflet acel optimism care fiecare din noi îl are. Doar că uneori uităm când perioada este mai dificilă. La mulți ani, Sar, la mulți ani, stimați colegi, și mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim de tot. Sperăm și noi că vom ieși cât mai curând în această perioadă pandemică, dar este printre noi o persoană care cel mai tare așteaptă să se amâne toate interdicțiile ca să dăm drumul sportului la noi în instituție. Domnul Alexandru Morar, cel care nu doar că astăzi noi îl asociem cu tot ce înseamnă sport și educație fizică la noi în instituție, dar și cel care a condus organizația sindicală a colaboratorilor pentru o perioadă îndelungată de timp la noi în instituție. Domnul Morar, noi sperăm că situația se va schimba și noi cât mai curând posibil vom revedea activitatea secției de educație fizică, dar munca pe care o depuneți dumneavoastră pentru sportul la noi în instituție este unul care merită toată lauda și aprecierea. Dragi colegi, dacă domnul prorector Ciban a spus că e cel mai mare, că din cei care îmi privează, eu sunt cel mai în vârstă. Am împlinit 48 de ani aici la universitate, din 1972, și la toate, știu, funcțiile, chiar dacă nu avem funcții, m-am străduit să muncesc. Așa cum mi se cere nou la toți, vreau să mulțumesc conducerii facultății, știți, Educație Psihologie și Arte, conducerii rectoratului, pentru apreciere care am primit-o, nu se vedea mai noastră și da, cu ani, cu ani. Ce niște următii așa apreciere, nu? Mulțumesc! Mulțumim și tot! Diploma de excelență se decernează doamnei Larisa Turilo pentru aportul în dezvoltarea programelor din domeniul științelor educației, pentru dezvoltarea generației de pedagogi, pentru funcțiile pe care le-ați avut și impactul, important impactul pe care l-ați avut în cursul atât a facultății cât și a programelor cu care v-ați implicat în cursul lui. Poздравляем! Продвижение имиджа нашего университета. Următоарea дипломă se decernează фостului шеф al катедрии de математика домнului Ион Шкепениця. Și cred că aici am eu așa un fel de fior când vorbesc despre acest nume, pentru că a fost șeful de catedră exact în programul în care m-am format și eu. Și trebuie să-i spunem un cuvânt aparte, pentru că anume la insistența domnului Ștepăniță a fost redeschisă matematica la Bălți atunci când a fost admisă eu la studii, a fost prima promoție după o pauză îndelungată. Și știți ce mi-am aducea eu aminte, discutam acum cu studenții din anul 1, concursul care l-am avut noi și cât de mult s-au schimbat lucrurile. Atunci când am depus actele la programul de matematică și informatică, în 1992, noi am avut 5 probe de admitere, erau examene de admitere, scrisă matematică, orală matematică, fizică, limba străină și limba română, au fost 5. Noi eram 41 de candidați la 25 de locuri. Da? Parte din 41, 25 puteau selecta. Ei, cu catedră mai specifică, cu exigențe mai specifice, au selectat doar 18, ca după anul nou să rămânem și mai puțin. Deci este inimaginabil astăzi noi să-i spunem cuiva că nu faci față admiterii cu părere de rău. Deci nu era obiectivul, hai să-i înmatriculăm pe toți, pentru că din 41 nici măcar cei 25 nu au fost selectați, dar și contribuțiile, pentru că era destul de dificil după o perioadă de pauză de redeschis specialitatea la Bălți, dar cred eu că i-a reușit.
diplomă de excelență merge se dreaptă către fostul decan al Facultății de Limbi și Literaturii Străine cu o contribuție esențială în dezvoltarea tuturor programelor pe dimensiunea limbilor străine către domnul Ion Manole, doctor habilitat, profesor universitar, care cu regret nu a venit astăzi de la Chișinău pentru a ridica diploma. Cu multă căldură și cu multă recunoștință realmente, vreau să decerniez următoarea diplomă de excelență domnului Efim Ocoria, care recent a primit o vârstă frumoasă și te dorim mulți, mulți ani sănătoși, te dorim mulți ani. Vă mulțumim mult de tot, domnul Ocoria, pentru tot ceea ce faceți și în continuare faceți pentru instituția noastră. Nicolae, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru apreciere. În ianuarie anul viitor, în 50 de ani, de când nu trebuie să așează instituție, prima lucrare științifică am publicat în 1960 în Universitatea de Sărbătării Curățului de Belza și în 2019 am mai publicat o monografie consacrată în probleme sunt în Italia sectorului și în Italia. Doamna director, mi-am făcut datorie de profesor al acestei universități. Am trecut prin toate posibile ascensiuni în carieră profesională, de la lector superior până la profesor universitar. Vă mulțumesc mult și vă doresc să fiți sănătoși, să ajungeți la vârste venerabile și să vă bucurați de tot ce e acum aici și în viitor. Mulțumim, domnule. Următoarea diplomă de excelență se discernează doamnei Elena Harfoniță, care a condus cu Biblioteca Științifică Universitară o perioadă destul de îndelungată. Cu regret această perioadă pandemică și prins-o în afara țării și a ținut-o mult timp peste hotarele țării, fără posibilitate de a se întoarce înapoi, fiind plecată încă de pe la jumătate, cred că de decembrie, și a reușit abia să întoarcă pe la jumătate de iulie și a luat o decizie de a asista activitatea bibliotecă. Dar acele contribuții pe care le-a adus în dezvoltarea instituției noastre ne face cu mare bucurie și gratitudine să rămânem astăzi acest cristal, dar cu regret îl vom transmite printr-o metodă. Sperăm, poate că este la plăț, nu cunosc exact, dar nu a reușit să vină astăzi să-și primească această distinție. Următoarea diplomă de excelență merge către o doamnă foarte puternică, care a contribuit esențial atunci ce înseamnă Departamentul Tehnologiei Informaționale. Vorbim cu Ludmila atunci când făceam slide-urile și parcă am putut să zic că este primul șef al departamentului nostru, de atunci mi-am avut manifestat că a fost domnul Părstar. Domnul Părstar a făcut și el multe, dar ceea ce a făcut doamna Dinego chiar a fost absolut revoluționar, a reușit să formeze o echipă care chiar dacă s-au schimbat colaboratorii în această echipă, acel spirit de lucru pe care dumneavoastră l-ați format în cadrul departamentului, acele principii de lucru. Ele și astăzi aduc beneficii instituției și astăzi ne folosim de tot ceea ce înseamnă sistemul de circulație electronică a documentelor în instituție și toate se datorează dumneavoastră. Și mai mult decât atât, chiar atunci când deja nu mai activați în calitate de șef, dar departamentul nostru are nevoie de un sfat sau de un ajutor, întotdeauna sau dumneavoastră, sau băieții din echipa dumneavoastră,
E vină un ajutor absolut gratuit și doar din bunăvoință. Meritați absolut toate aplauzele pentru tot ce înseamnă potrivit nostru astăzi, doamnă Dinie, vă mulțumesc mult. Și nu mai zic și informarea mea ca specialist, pentru că cursurile de informatică, toate practic au fost ținute de dumneavoastră, de soțul dumneavoastră, și ați reușit să-mi informați și mie acele competențe pe care cu timpul le-am mai pierdut, dar vă mulțumesc foarte mult și personal. Gândirea a rămas, exact. Mulțumesc, stimați colegi, doamnă rector. Vreau să vă mulțumim pentru cunoștință, respect, în alta fece activității mele. Promovarea sectorului IT, deci m-am format ca cadru didactic, la lista specialistă IT, dar am fost suflet de ceea ce am făcut, am fost definirea TED-ul, așa cum definirea, am fost versiunea 1, știți, la orice soft, dar are versiunea 1, 2 și mă bucur că merge și acum. Vă doresc succes, multă sănătate și am înțeles. Doamna Dinecu, dacă versiunea 1 nu-i tare bună, nu-i mai ajută ulterior și îmbunătățirile care ar veni, dacă versiunea 1 e fundamentată așa cum trebuie, este ușor să apară în urmă și versiunea 2 și 3 și restul îmbunătățirilor pe care le aducem în sector. Mulțumim foarte mult! Următoarea diplomă de excelență se decernează doamna Elena Sirota, cea care a condus cariera de limbă și literatură rusă o perioadă îndelungată de timp și cu brio a reușit și perioada în care a fost creată cariera de slavistică după acea revoluție a noastră de unire sau optimizarea carierelor. Doamna Sirota, vă mulțumim mult de tot pentru activitatea dumneavoastră. Уважаемые господа ректоры, дорогие коллеги, я сидела и думала, что абсолютно не важно, сколько кто из нас работал в университете. Все вы, которые получили сегодня эту почетную награду, достойны самых высоких слов, самых добрых пожеланий. Потому что все это направлено для того, чтобы процветал наш любимый университет. И в эти трудные минуты я хочу пожелать вам оптимизма, здоровья, творческих сил, чтобы ваш вклад, неоценимый вклад, не пропал, чтобы вы продолжали работать в нашем университете и воспитывали таких же достойных студентов, как их очень много, не только в Молдове, но и за ее пределами. Всего вам самого доброго. Diploma de excelență merge tot în aceeași facultate, dar nouă, aici în sală, pe doamna Iulia Istatiuc, tot ce 49 de ani de activitate în instituția noastră, tot ce înseamnă limba engleză, când alergam toți după un sfat, făceam la doamna Istatiuc să ne ajute, să ne ghideze, să ne evalueze inclusiv. Cu părere de rău nu a reușit să vină astăzi, dar a reușit să-i educe o catedră de discipoli, pentru că majoritatea colaboratorilor noștri din catedră de filologie engleză și germană sunt discipoli, doamna Ignatiu, pe această care îi exprimăm un cuvânt de recunoștință. Stimați colegi, onorată asistență, aici încheiem partea solemnă de înlunare a cristalului recunoștinței și doamna Tetelea, dumneavoastră, ați venit cu... Mulți stimați colegi, onorată asistență, doamna rector, scuzați vă rog pentru această intervenție, dar eu cred că va fi corect din partea noastră, a tuturor, să-i mulțumim din suflet doamnei rector, care în condițiile foarte complicate care sunt astăzi, face față tuturor provocărilor. Doamna rector, care este o adevărată luptătoare atunci când vine vorba de prestigiul Universității de Stat ale Coruso din Bălți, care este apreciată nu doar aici la noi, în cadrul universității noastre, este apreciată de fiecare dată când mergem undeva și este vorba de universitate. Acolo este doamna Găștuzoi, care întotdeauna muncește și face față tuturor provocărilor. Doamna rector, noi vă mulțumim. Noi nu avem o diplomă de recunoștință, dar din inimile noastre, a tuturor,
dumneavoastră pentru tot ceea ce faceți pentru rezultate și pentru sprijinul care acordați fiecăruia din noi. Noi vă dorim mulți, mulți ani înainte cu același optimism, cu aceeași corectitudine și cu același spirit pe care îl aveți dumneavoastră și îl apreciem noi toți aici. Vă mulțumim mult pentru tot. În acest context, doamna rector, dați-mi voie, vă rog. Ia scântești, pe urmă eu dispar de aici din față și dumneavoastră veți anunța surpriza pe care ați pregătit-o. Vreau să vă mulțumesc tuturor foarte mult. Realmente, știți că contează mult mai mult decât acea diplomă de care spune doamna rector, pentru că asta contează mai puțin, contează realmente susținerea colegilor, pentru că într-adevăr, timpurile sunt destul de complicate astăzi, se schimbă legislația foarte repede, se schimbă cerințele pe care le înaintează ministerul. Iată, curând deja s-a aprobat acea formulă nouă de finanțare care ne aduce atâta incertitudine. Și, realmente, întotdeauna am simțit sprijinul comunității academice universitare, de aceea cumva n-am simțit atât de pronunțat povara acelor situații complicate cu care a trebuit să ne confruntăm în această perioadă și cea care urmează. De aceea, evident că cuvântul meu de gratitudine merge către toată comunitatea, către toți cei care au acceptat uneori anumite decizii destul de poate incomode și care ne-ar fi bucurat dacă erau altele, dar ne-au înțeles, ne-au susținut și ne-au sprijinit în tot ceea ce facem noi și vă mulțumesc foarte mult și dumneavoastră personal și întregii comunități academice pentru faptul că sunt cei care ne sprijină, cei pe care putem să contăm indiferent de situație, cei care destoinic stau în mine și așteaptă venirea ministrului de la ora 3 până la ora 7 și plămâns, și obosit, și necăjiți, dar sunt alături și credeți-mă că asta contează mult mai mult decât diploma sau cuvintele. Contează faptele și dumneavoastră sunteți cei care prin faptele dumneavoastră mă ajutați pe mine să conduc instituția acum. Mulțumesc tuturor foarte mult! În acest context, stimată doamnă rector, permiteți-mi din partea Catedrei de Artă și Educație Artistică și a facultății noastre minunate să vă oferim în primul rând dumneavoastră personal un cadou muzical pentru acel devotament, pentru acel înalt profesionalism și să vă onorăm printr-o creație muzicală frumoasă și, bineînțeles, și pentru toți colegii care sunt astăzi, acești colegi minunați care sunt astăzi în această sală. Masteranda noastră, Tatiana Timuș. Thank you.